Bună seara, bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. Castelul Huniade din Timișoara va mai sta cu porțile ferecate o vreme. Proiectul de restaurare înaintează greu. Autoritățile județene au rupt legătura cu Institutul Național al Patrimoniului pentru că, spun liderii CJT, colaborarea nu mai îngreuna progresul. Mai mult, castelul nu a reușit să obțină bani din PNRR pentru reabilitare. Șantierul de la castelul din centrul orașului a început de 16 ani și este nevoie de 45 de milioane de euro și de 36 de luni pentru lucrări. Momentan este în curs o licitație pentru găsirea unui proiectant care să stabilească cum se va face restaurarea. Până acum s-au efectuat lucrări de consolidare doar într-o anumită parte a castelului, acolo unde grinzile de stejar putreziseră și acoperișul a fost reparat provizoriu. Însă fațada și fundația rămân în continuare într-o stare avansată de degradare. Pe toată suprafața edificiului au apărut fisuri. Reprezentanții Consiliului Județean se luptă de ani grei cu reabilitarea monumentului istoric, însă până acum fără rezultat. Noi am depus prefinanțare acest obiectiv de investiții pe programul PNRR, astfel încât încercăm să găsim o sursă de finanțare pentru reabilitarea în bune condiții acestuia. Noi în acest moment, pe lângă ce am depus pe PNRR și am primit un răspuns și un punctaj preliminar în urma unor discuții, l-am mai depus pe programul transfrontalier România-Ungaria, astfel încât e posibil și de acolo să primim o finanțare, pentru că, după cum bine știți, e un obiectiv foarte important, se dorește de mult timp reabilitarea acestuia și surse de finanțare pentru întregul castel nu s-au găsit, deoarece este vorbim de o valoare foarte mare. Deocamdată nu se știe când vor începe reparațiile generale ale castelului Huniade și nici dacă va fi gata în următorii ani, însă autoritățile sunt optimiste. Ne-am dorit și noi să știm timpul și ar fi un lucru foarte bun să-l cunoaștem. Din păcate, atâta timp cât și pentru Dalí a durat în jur de 2 ani de zile să se realizeze documentația, în acest moment țin cont că în procedură de licitație proiectul tehnic nu avem cum să estimăm. Noi ne-am dorit cât mai devreme se poate și dacă s-ar putea până la momentul Timișoara Capitală Culturală să se poată face măcar o parte, ar fi ideal și pentru noi. Castelul Huniade este cea mai veche clădire din Timișoara, fiind construită între anii 1308 și 1315 de Carol Robert de Anjou. După cutremurul din 1443 a fost reconstruit de către Ioan de Hunedoara. Unul dintre cele mai mari morminte din secolele 12-13 a fost descoperit în comuna Foieni din județul Timiș. Zeci de schelete vechi de peste 800 de ani au fost deja scoase la lumină de arheologi, iar săpăturile sunt departe de a se încheia. Intervențiile arheologilor preced lucrările de reabilitare a conacului Mocioni, vechi de peste 270 de ani, care va fi readus la viață și inclus în circuitul turistic. 31 era punga 1. Fac și pentru punga și punga 2, da? 31, punga 2. Mai puțin de o săptămână a trecut de când, pe lângă conacul Mocion din Foieni, au început săpăturile arheologice. Zeci de morminte au fost deja scoase la lumină, într-o zonă unde pare că a fost unul dintre cele mai mari cimitire din perioada secolelor 12-13. Chiar și pentru noi a fost o surpriză, pentru că noi am fost în această zonă încă din 1991, unde am făcut o serie de descoperiri, peste 43 de puncte arheologice, care au fost incluse în repertoriul arheologic național. În această zonă nu ne-am fi așteptat la o asemenea densitate de înmormântări, este vorba de un cimitir care, după toate probabilitățile, se datează în secolul al XII-lea și al XIII-lea, adică înainte de prima atestare documentară a localității Foieni. Arheologii se pregătesc să facă și alte descoperiri surprinzătoare. Pe măsură ce săpăturile avansează, sunt găsite tot mai multe morminte. Oasele sunt puse în pungi și urmează să fie analizate de specialiști. Sunt foarte multe morminte care sunt intersectate, ceea ce denotă o înmormântare în acest cimitir pe o perioadă foarte lungă de timp. Scheletele aparțin atât bărbaților, femeilor, cât și copiilor, ceea ce pot spune la o analiză sumară a materialului osteologic. Majoritatea celor care au fost înmormântați aici au în jur de 30-40 de ani, deci oameni tineri. Cu foarte mici excepții am găsit schelete ale unor oameni care sunt sau au fost în pragul senectuții. Lucrările efective la reabilitarea conacului Mocioni ar urma să înceapă de-abia după ce arheologii își vor termina treaba. Aceste cercetări arheologice preced lucrările de reabilitare. Tocmai de asta suntem aici, pentru a proteja patrimoniul existent în zona conacului,
Noi depunem toate eforturile ca aceste lucrări ale noastre să nu interfereze și să nu frâneze lucrările de reabilitare. Conacul Mocioni, aflat în comuna Foieni, la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Timișoara, va fi supus unui amplu proces de reabilitare. Investiția se ridică la aproximativ 3,5 milioane de euro, bani cu care va fi reabilitat nu doar exteriorul, unde pereții sunt în stare de degradare, dar și partea interioară, unde până nu demult funcționa grădinița din comună. La finalul lucrărilor, Conacul Mocioni va avea ferestre noi, din lemn stratificat, pereții vor fi retencuiți, iar în același timp vor fi păstrate detaliile arhitecturale în stil neoclasic. În lungul istoriei de peste 270 de ani, Conacul Mocioni a avut diversi proprietari, a supraviețuit unei naționalizări și a trecut prin incendii și inundații. Acum va fi readus la viață grație investiției de 11,6 milioane de euro, care beneficiază de fonduri norvegiene, iar 20% din valoarea lucrării este suportată de Consiliul Județean Timiș. Monumentul istoric din Foieni va fi complet restaurat până la sfârșitul lunii aprilie a anului 2024. Concerte, activități sportive, proiecții de film și bătaie cu apă sunt experiențele de neratat de la zilele studenților Timișoarei, ce vor avea loc săptămâna viitoare în orașul de pe Bega. Evenimentul susținut de Universitatea Politehnică Timișoara revine după 2 ani de pauză și se va desfășura în complexul studențesc. După 2 ani de absență, o nouă ediție a zilelor studenților timișoreni se va desfășura în campusul ce găzduiește mii de tineri veniți la studii în orașul de pe Bega. Astfel, timp de 2 zile, complexul studențesc se va transforma într-o imensă scenă, unde vor avea loc concerte, concursuri, jocurile copilăriei, proiecții de filme și bătăi cu apă. Evenimentul este organizat de Asociația Festivaluri pentru Tineri în parteneriat cu Universitatea Politehnică Timișoara și Consiliul Județean Timiș. Zilele pline de distracție vor fi în 11 și 12 mai, când studenții vor putea dansa la concertele unor îndrăgiți DJ, iar în ultima seară vor putea cânta alături de Grasul XXL. După amiezele vor fi completate de proiecții de filme în spațiul verde dintre căminele 3 și 4, activități sportive în parcurile din complexul studențesc și celebra bătaie cu apă în fața căminului 22. Accesul la eveniment este gratuit pentru oricine dorește să participe. Știrile se opresc aici, eu vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi pentru că urmează sport, datele despre vreme și pastila de sănătate. După care vă revedeți cu mine la un nou raport săptămânal. O seară excelentă tuturor! La revedere! În Liga Elitelor la juniori, Politehnica Timișoara a încheiat campionatul la cele mai mari categorii de vârstă Under 19 și Under 17 în play-out-ul seriei de vest. La Under 19, al Violeții au învins pe LPS Bihorul Oradea, scor 2-1 meci pe teren propriu, prin golurile marcate de Raul Țurca și Ionuț Picec. Politehnica a terminat pe locul 2 în clasamentul seriei cu 39 de puncte după UTA și înaintea Ripensiei. Din play-off-ul acestei serii s-au calificat pentru semifinale Universitatea Cluj și Cixereda Miercurea Ciuc. La Under 17, Poli a remizat tot acasă cu echipa similară a aceluiași club, LPS Bihorul Oradea, scor 1-1, gol marcat de Eric Adam, care este cu 2 ani mai tânăr decât limita de vârstă. Poli a terminat pe locul 4 în clasament cu 26 de puncte. Lider a fost Cixereda Miercurea Ciuc, în timp ce pentru semifinale s-au calificat din play-off-ul acestei serii Universitatea Cluj și CS Universitatea Craiova. La Under 16, Poli a încheiat de asemenea campionatul. S-a aflat însă în play-off, în seria a 4-a. Elevii lui Cristian Gălan au remizat în deplasare 2-2 cu Ripensia. Albvioleții s-au clasat pe locul 3 cu 41 de puncte. Lider a terminat Universitatea Cluj, urmată de rivala sa locală, CFR Cluj. La Under 15, Poli va susține între 6 și 10 mai meciurile din cadrul grupelor semifinale. Băieții pregătiți de fostul internațional Paul Codrea vor juca la Arad, pe terenul Banatul, din cartierul S. Nicolae Mic, cu Gloria Tăuții Măgheruș, Atletico Arad și CS Universitatea Craiova. Primele două clasate se vor califica la turneul final național. Juniorul polist Patrick Paleacu a fost convocat la echipa națională Under 16 pentru turneul celor 6 națiuni, organizat în România între 5 și 11 mai. Noaptea la Timișoara aduce temperaturi de 90 grade Celsius și cer parțial senin. Miercuri va fi tot parțial senin, dar spre seară își vor face apariția precipitațiile. 23 de grade va fi maxima din orașul de pe Bega. La Lugoj, noaptea va fi senină și liniștită, minima va fi de 8 grade Celsius. Ziua de miercuri începe cu mult soare, apoi se înorează treptat pentru ca seara să și plouă puțin. Se vor înregistra 21 de grade.
Și la Buziaș la noapte cerul va fi senin, mercurul din termometre coboară până la 90 grade Celsius. Mâine cerul va fi parțial senin, dar seara este posibilă o repriză de ploaie. Vor fi maximum 22 de grade Celsius. La noapte la Jimbolea cerul va fi parțial senin și vântul va fi slab, minima se situează la 9 grade Celsius. Și miercuri vor fi ceva nori pe cer, dar va fi și puțin soare și o maximă de 23 de grade. La Sân Nicolau Mare, la noapte, pe cer se vor strânge norii, dar nu se anunță ploi. 9 grade va fi minima din oraș. Norii rămân pe cer și miercuri, dar vor fi și momente cu soare. Se vor înregistra maximum 22 de grade. Iodura de potasiu este un medicament. Acesta va fi folosit doar în situația puțin probabilă a unui incident nuclear și numai la indicația autorităților. Nu administrați iodură de potasiu din proprie inițiativă. O campanie de informare desfășurată de Ministerul Sănătății din România. Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. De oriunde aș fi, orice aș fi, oricum aș fi, sunt în primul rând român. Sau maghiar, sau rom, ucrainean, german, turc, lipovean, tătar, sârb, slovac sau bulgar. Etnia mea, limba mea, cultura mea contribuie la diversitatea României. Suntem cu toții cetățenii români, chiar dacă avem origini diferite. Fii și tu mândru de etnia ta și declară-o la recensământ. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. În sine dorește să implementeze această îmbunătățire a calității activității didactice într-un mod care cu toții l-am trăit influențat de pandemie, un mod în care interactivitatea fizică cu pacientul a fost îngreunată datorită pandemiei, prin organizarea unui centru de e-learning medical în care să punem la dispoziție studenților, rezidenților un mod de a participa într-o simulare de pacient aproape egală cu realitatea. Și acest lucru este important pentru ca studenții, respectiv rezidenții, să învețe de a interacționa cu pacientul, se pot pune întrebări pacientului, pacientul răspunde, se poate astfel, în afară de anamneză, face și un examen clinic în care pe imaginile, sigur, virtuale, poți să deplasezi, de exemplu, stetoscopul, să asculți anumite zone, un simulator de pacient foarte performant. El îți dă posibilitatea de a cere analize, îți dă rezultatele respective, chiar și investigațiile pe care le dorești și îți spune dacă ceri prea multe investigații, de exemplu că acea investigație nu era necesară sau acea investigație trebuia să fie prima cerută, în funcție, sigur, de acuzele pe care le prezintă respectivul pacient.
Aceste lucruri vor face parte din acest centru pe care dorim să-l permanentizăm și care să fie accesibil nu numai cadrelor didactice care după aceea să lucreze cu el pentru studenți, dar și studenților și rezidenților ca oricând să-și încerce de fapt aceste posibilități clinice de a vedea un pacient, de a examina un pacient, de a trata un pacient și succesul pe care îl au. Sigur că este o metodă nouă, este o metodă implementată de câțiva ani de zile, care se perfecționează permanent și care cred personal că ne va ajuta. Mai mult decât atât, experiența pe care am acumulat-o prin efectuarea de aceste seri de cazuri clinice, seri de cazuri clinice în care prezintă medici rezidenți, tineri specialiști și mai departe, care a urmat în perioada de pandemie în care studenții au putut să vadă cazuri clinice prezentate în fiecare săptămână, fie medicale, fie chirurgicale, de a le permanentiza într-un centru, un centru de e-learning medical. Sigur că această platformă care o achiziționăm prin respectivul proiect va rămâne la noi în universitate și va putea să fie dezvoltată în acest sens. Vom organiza, bazat pe aceste elemente virtuale pe care noi le-am achiziționat și care ne vor ajuta, de a organiza o școală de vară. Și școala de vară va fi a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș, în care vor fi prezentate, pe lângă niște cursuri destul de ample de către cadrele didactice, aceste cazuri, simulări de cazuri clinice, în care ceea ce se predă se poate exemplifica prin niște cazuri clinice virtuale. Sigur că noi facem aceste încercări de a trece nu neapărat într-un mod virtual, dar de a fi pregătiți, că niciodată nu știi când vine și ce vine, de a putea organiza aceste pregătiri virtuale a studenților noștri, a rezidenților noștri. Această școală de vară, care va derula timp de 2 săptămâni în luna iulie, o săptămână de cazuri clinice de medicină internă și o săptămână de cazuri clinice de chirurgie, în care sunt atinse mai multe specialități ca și cele medicale, vor încerca să arate întreaga și vasta cazuistică care poate să fie atinsă și în mod virtual, în care studenții, rezidenții tineri pot să participe. Considerăm că este un pas înainte în a diversifica oferta noastră de pregătire a cadrelor universitare și a tinerilor colegi, lucru care este, pe zi ce trece, din ce în ce mai necesar. Sigur că ne-am dorit să fim tot timpul într-o interactivitate fizică permanentă, să nu mai avem acele probleme pe care le-am avut până acum. Dar niciodată nu știi ce vine și este bine să fii pregătit, iar de fapt ne-am dorit ca, pe lângă pregătirea care o vom avea față în față cu pacientul, cu interactivitate, să avem posibilitatea de a ne aprofunda anumite lucruri, anumite cazuri prin acest centru de e-learning. Eu cred că este o dezvoltare nu neapărat, virtuală a părții de clinică medicală, ci este o dezvoltare, de a aprofunda elementele pe care le-ai învățat, pe care le înveți, pe care le vei învăța și într-un fel de simulare virtuală pe cazuri clinice care sunt, trebuie să recunosc, foarte bine organizate, foarte bine gândite și structurate. Și sunt cazuri clinice, pornind de la cazuri reale pe care le vedem în sistemul de urgență, în sistemul de ambulator, în sistemul de spitalizare și pe care astfel studentul, rezidentul poate să aibă capacitatea de a interacționa cu el, de a diagnostica un asemenea pacient și de a-l trata. Și acest lucru cred că este benefic colegilor tineri și reprezintă un pas înainte la nivelul universității.
Deci noi deja am început achiziționarea părții de simulare. În decurs de una-două săptămâni se va termina achiziționarea și pregătirea softului respectiv, deoarece în perioada începând din 12 iulie începe școala de vară. Și asta înseamnă că în scurt timp, în 3-4 săptămâni, deja vom începe școala de vară, vom începe cu cazurile medicale, vor fi dedicate, de exemplu, cazuri de parte de cardiologie, de parte de diabet, cazuri de urgențe medicale, urmate, sigur, și de anumite părți chirurgicale, începând de la traumatologie până la abdomenul acut, dând posibilitatea să interacționeze cu acest simulator de caz, în a pune corect un diagnostic și a încerca să se învețe, de exemplu, care analiză este pe primul loc de a fi făcut. Simulatorul îți spune, poți să ceri 10 analize, dar el îți spune, de exemplu, această analiză era importantă, restul nu erau necesare. Și prin această gândire te învață care este și ordinea și prioritatea de solicitare a unor investigații pentru un pacient și după aceasta este de a învăța și terapia pe care trebuie să o aplici. Și la fel spune, dozajul care a fost, n-a fost corespunzător sau în funcție de datele pe care le are în spate, date din ghidurile medicale existente la ora actuală, din protocoalele medicale care se implementează. Depinde de tipul de caz sau acel simulator pe care îl vom prezenta, simularea de pacient, se vor pune la dispoziție toate elementele de examen în acel context. Pentru un caz neurologic, începând cu elementele care sunt necesare pentru acest examen. Pentru cazuri chirurgicale, sigur, dependent de ce tip chirurgical este. Dacă este de a urmări o gravidă, ceea ce este necesar pentru examenul gravidei, pentru un examen pentru abdomen acut, elementele care îți pun în evidență cauza abdomenului acut sau îți susțin diagnosticul respectiv. Da, el este foarte variat în funcție de pacient și în funcție de comorbiditățile pe care le are. Pacienții sunt niște pacienți virtuali, pornind de la pacienți care au fost într-un serviciu medical. Este construit de către o firmă de soft din Portugalia, la care am luat acest foarte, să zic, sofisticat program de simulare de pacient, în care ei sunt deja în baza de date. Avem cel puțin 60 de pacienți în baza de date cu care putem să ne, să zicem, să jonglăm examinarea pacientului, diagnosticarea pacientului, cât și terapia lui. Cam asta este, cam 60 de cazuri. Sigur că ei au la dispoziție o bază de date care ajunge până la 400 de cazuri de diferite patologii. Noi am zis că primul pas pe care îl facem, cred că ne ajunge ca să începem să învățăm 60 de cazuri pe care să exersăm, văzând și făcând, adică dacă se dezvoltă partea aceasta, lumea este, să zic, încântată de acest mod de abordare, să putem să dezvoltăm și mai departe. Deci, sigur că compania ne dă posibilitatea de a schimba anumite cazuri clinice cu altele care ne interesează pe noi, poate mai mult. Este un simulator care se numește Body Interact și are foarte multe caracteristici care ne interesează atunci când lucrăm cu un soft de simulare. În primul rând, vedem pacientul cu ochii noștri, deci nu este un text sau doar un caz pe o foaie de hârtie. Îl vedem, se mișcă, transpiră, clipește. Putem să-l examinăm, putem chiar să îl mutăm dintr-o poziție în alta, de exemplu, dacă vrem să-i vedem picioarele, putem să-l rugăm să se așeze pe marginea patului. Pacientul poate să vorbească, ne spune cum se simte și aceste lucruri se schimbă în timp real. Putem să examinăm diferite părți ale corpului, putem să vedem corpul în întregime, putem să ne uităm numai la picioarele dânsului, putem să examinăm numai fața, și avem chiar și modificări ale facesului care pot să apară în cursul bolii. Următorul pas pe care îl facem, desigur ca și în orice
examen clinic este, în primul și în primul rând, trebuie să discutăm cu pacientul. Și avem posibilitatea de a-i pune întrebări care, din nou, ne atrage foarte mult că se schimbă în timp real. It's Monday. Am întrebat pacientul cum se simte, pacientul a răspuns că este ziua de luni. Nu este o eroare a programului, pacientul este dezorientat și toate întrebările pe care îi le punem vor avea ca rezultat un răspuns oarecum dezorientat. I took a bath yesterday. Pacientul răspunde iarăși în afara întrebării și atunci trebuie să mergem mai departe. Vedem că nu reușim să discutăm foarte mult cu el. I'm feeling really tired. După ce ne-am orientat prin conversația cu pacientul, putem să mergem mai departe, să vedem un examen clinic. Asta iarăși este o parte interesantă a acestui simulator, pentru că examenul clinic este foarte, foarte complex. Putem să observăm, de exemplu, căile aeriene în timp real și dacă suntem de diferite nivele de competență în anumite specialități, toate examinările pe care le facem vin cu un raport care ne spune cum este de fapt normal sau nu. Putem să folosim sau nu această opțiune, dar ea este acolo. Mai departe, putem să efectuăm o auscultație cardiacă. Unde putem să mergem dintr-un focar în altul. Sunetul se va schimba în funcție de focarul pe care îl alegem. Deci ați văzut cum am trecut din focarul mitral, am ajuns până în focarul aortic și sunetul s-a schimbat. Desigur, pacientul nu are niciun suflu în acest moment, zgomotele cardiace sunt normale, dar vom avea și cazuri în care aceste lucruri nu vor fi așa. Mai departe, cu examenul clinic, putem să mergem și, de exemplu, în a vedea scorul Glasgow. Avem, după cum vedeți, un scor mai mic decât 15, deci avem deja o modificare a stării de cunoștință și trebuie să înțelegem ce se întâmplă. Mai mult, ce s-a întâmplat acum este că pacientul și-a pierdut cunoștința. Pacientul nostru este un model simulat în timp real. Dacă nu intervenim asupra problemei sale, el și-a pierdut cunoștința, așadar trebuie să aflăm repede ce se întâmplă. Ce putem să folosim? Avem un arsenal de monitoare, după cum ați văzut, tensiunea arterială, pulsul, frecvența respiratorie și saturația în oxigen. Și mai dăm drumul la monitorizarea temperaturii și a glicemiei. Când am găsit glucometru, vedem că are o glicemie foarte scăzută, trebuie să acționăm repede, temperatura este normală, ceea ce trebuie să facem, putem să îndepărtăm aceste elemente din display-ul nostru. Și acum, pentru a putea să administrăm pacientului medicație, trebuie în primul rând să montăm o linie venoasă. Totul se întâmplă cu o oarecare taxă în timp. Deci noi facem totul contra cronometru, deci vom fi taxați câteva secunde pentru introducerea acestui cateter, dar de îndată ce el este montat, avem acces la posibilitatea administrării medicației intravenoase. Ce vom administra? Desigur, dacă avem o hipoglicemie, ne vom orienta către glucoză. Vom administra o soluție concentrată de glucoză într-un bolus intravenos și avem chiar și opțiunea de a selecta cantitatea în care administrăm. Și până se întâmplă asta, mai doresc să vă arăt, putem să facem inclusiv teste imagistice. De exemplu, pacientul care și-a pierdut cunoștința neapărat trebuie să beneficieze de o tomografie. Putem să facem și o tomografie. După cum vedeți, o tomografie
va fi taxată mai mult în timp, pacientul încă I'm feeling really tired. Tocmai s-a trezit, nu mai este inconștient, e clar că i-am administrat un tratament corespunzător, s-a trezit, nu mai transpiră. Vedem și rezultatul tomografiei craniene imediat. Iată, avem o tomografie craniană, dar am și terminat cazul pentru că i-am administrat tratamentul corespunzător. Mergând mai departe, nu s-a terminat aici doar cu tratamentul de succes al cazului. Mergem mai departe. Avem o întrebare cu răspuns multiplu la care trebuie să răspundem. Desigur, hipoglicemia a fost diagnosticul în acest caz. Un feedback asupra cazului. Și aici, iată, este porțiunea poate cea mai importantă din punct de vedere didactic. Avem un centru de feedback în care primim un scor global pentru performanța noastră, care, după cum vedeți, nu este deloc 100%, și atunci putem să mergem să vedem ce s-a întâmplat, aflăm care sunt itemii didactici la care am fost expuși în această simulare, care este obiectivul acestei simulări, și putem să avem acces chiar și la resurse în plus despre referitor la cazul nostru. Dar hai să vedem de ce nu am făcut un caz perfect. Iată, tratamentul nostru, deși a fost 100%, testele noastre diagnostice au fost mult, mult sub standard. Și aici poate deja unii dintre voi intuiți, nu am reușit să facem examene paraclinice, iată, nici CT-ul nu a fost făcut, și haideți să vedem exact ce s-a întâmplat. Vedem ce ar fi trebuit să facem. Biochimia sangvină nu a fost efectuată. Tomografia am reușit să o facem, dar nu am efectuat un EKG. Toate aceste lucruri ar fi dus la un scor de 100%. Și vom ști data viitoare cum să facem aceste lucruri într-o anumită ordine. Acesta este un lucru care ne atrage la simulatorul acesta. Lucrurile trebuie făcute într-o anumită ordine. Trebuie să evităm să facem lucruri în plus și în minus. El ne taxează și dacă facem lucruri în plus și dacă facem lucruri în minus. Mai mult, nu doar scorul este măsura performanței, ci ca și cadru didactic, putem să interacționăm direct cu acțiunile studentului, le vedem una după alta ce a făcut în fiecare secundă și cum a reacționat pacientul în timp real la acțiunile studentului. Toate aceste acțiuni pe care studentul le-a făcut sunt reținute de către program și pot fi apoi discutate împreună cu cadrul didactic pentru a vedea pas cu pas, vedeți, în fiecare moment ne arată cât era tensiunea arterială, cât era frecvența cardiacă, care era valoarea glicemiei. Toate aceste lucruri sunt înregistrate și putem să revedem ceva ce s-a întâmplat pentru student în timp real, care este un lucru practic imposibil de făcut în o practică clinică ocupată, în care multe lucruri se întâmplă deodată și în spital nu avem tot timpul această liniște de a putea evalua pas cu pas deciziile studentului. Planifică-ți cariera. Condiția esențială, interesul. Ținta finală, viitorul tău. În fapt, viața ta. Specialiști, invitați de marcă, oameni de succes sau chiar simpli studenți vin pentru tine la emisiunea Cariera Ta în fiecare luni la ora 18 cu subiecte inedite și recomandări validate pentru a te ajuta să-ți alegi o carieră de succes.
Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului. În fiecare vineri, la Timișoara Culturală, cu Tudor Crețu. Încotro ne îndreptăm. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Vrei să cunoști oamenii și poveștile care stau în spatele fotbalului timișorean? Octavian Sâncioiu și invitații săi te așteaptă în fiecare miercuri la Istoria Fotbalului. Raport săptămânal. Parc fotovoltaic, centrală hidroelectrică pe Bega, motoare de cogenerare pe gaz și turbine de înaltă eficiență. Acestea sunt proiectele de investiții care vor salva Colterm și care reprezintă în viziunea administrației Timișoarei viitorul termoficării. Astfel, regia din oraș va putea să producă atât energie electrică cât și gigacalorie, fără a mai depinde de cărbune. Pentru realizarea acestor patru mari proiecte, primăria va înființa patru firme care să gestioneze câte o investiție. Asta nu va costa nimic și astfel se vor putea atrage bani din Programul Național de Redresare și Reziliență. Planul administrației Timișoarei pentru ca termoficarea să aibă viitor presupune patru proiecte. Primul este construirea unui parc fotovoltaic la Udvin cu o capacitate de până la 30 MW pe un teren care aparține Colterm. Este cel mai avansat dintre proiecte și va fi primul depus pentru obținerea de fonduri. Pe tot depozitul de acolo trebuie exploatat Colterm, pe tot depozitul de acolo vor fi la un moment dat panouri, mergem în prima etapă cu 10 MW pe care îi vom aduce aici în sud, unde avem linie și punctul de branșare în Sen. Practic asta ce ne va permite? Ne va permite să livrăm mai multă energie electrică în sistemul energetic național, ne va permite să ne asigurăm tot consumul de energie și evident să mai producem și niște bani în plus care să asigure cumva rentabilitatea. Al doilea presupune instalarea a 10 motoare de înaltă eficiență de cogenerare pe gaz, capabile să producă 45 de MW, dar și energie termică reziduală. Ce înseamnă energie în cogenerare? Pe gaz sau pe hidrogen, pentru că motoarele vor fi luate de ultimă generație care să funcționeze inclusiv 100% pe hidrogen, motoarele vor produce atât energie electrică care va fi livrată în SEN, Sistemul Energetic Național, cât și energie termică reziduală prin încălzire. Acea energie termică va fi folosită pentru încălzirea orașului. Iar vara, pentru că motoarele vor funcționa evident non-stop, vara cu acea energie termică putem, știu că poate sună fantezist acum, dar chiar nu este, putem încălzi apă și putem să o livrăm în Timișoara pentru, nu știu, ștranduri, băi termale și așa mai departe, sau se poate face în imediat apropierea cetului sud o astfel de investiție. Instalarea unei centrale hidroelectrice pe Bega este cel de-al treilea proiect, iar numărul 4 pe listă este instalarea a două turbine de înaltă eficiență la CET Centru. Soluția pentru termoficarea Timișoarei este să producem nu doar energie termică, ci să producem și energie electrică. Doar dacă le producem pe amândouă, putem să ajungem într-o zonă profitabilă. Vom crea în perioada imediat următoare patru firme pentru fiecare din investițiile majore de care este nevoie. Asta ne permite să fim mai flexibili, să separăm din punctul de vedere legal costurile, viitorul profit și așa mai departe. E important că niciuna dintre firme deocamdată nu o să aibă angajați, costuri și așa mai departe. Vor fi entități juridice care să ne permită să separăm aceste proiecte și care să ne permită să aplicăm pentru fonduri, mai ales din PNRR. Colterm, fiind în insolvență, nu este eligibil pentru fonduri din PNRR.
Există și un plan pentru a nu avea probleme cu furnizarea căldurii în iarna viitoare. Cazanele de la CET Sud intră în reparații după ce în fostul sezon rece au suferit 20 de avarii. Au fost deja cumpărate stocuri de cărbune și gaz, iar achizițiile vor continua toată vara, astfel încât până la începutul iernii să existe cel puțin 30% din necesarul pentru întregul sezon rece. Au fost alocate fonduri pentru instalarea unor module termice în clădirile în care funcționează școli, grădinițe și spitale, dar și pentru decolmatarea țevilor. Conductele colmatate duc la pierderea aproximativ 60% din agentul termic. Anul 2021 a fost unul profitabil pentru unii agricultori din țară. România s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană, atât la suprafața cultivată de porumboabe, cât și floarea soarelui și producție realizată. Iar la cantitatea de grâu, România a fost pe locul 4 în UE, după țări precum Franța, Germania și Polonia. Însă pentru anul agricol 2022, previziunile nu sunt deloc bune, mai ales din cauza lipsei precipitațiilor. La porumboabe și floarea soarelui, România s-a situat pe prima poziție în Uniunea Europeană, atât la producția realizată, cât și la suprafața cultivată în anul 2021. Producția de floarea soarelui s-a ridicat la 2.818.000 de tone, creșterea fiind cu 32,7% față de anul 2020, în timp ce producția de porumboabe s-a ridicat la 14.445.000 de tone. Însă previziunile pentru actualul an agricol nu sunt atât de bune din pricina gerului, dar mai ales din lipsa ploilor. În aceeași situație se află și cultura de floarea soarelui plantată de Zdrav Costoianov, un tânăr agricultor din Timiș. Cultura de floare ar fi trebuit să arate un picuț mai mare, să fie în stadiu de 4 frunze, numai că precipitațiile ne-au afectat, în sensul că nu am avut precipitații. Solul ar fi trebuit să fie umed, el este foarte uscat, nu este apă deloc în sol. Ar trebui o ploaie de cel puțin 30-40 de litri pe metru pătrat ca să fie o producție bună. Lipsa ploilor se vede cel mai bine în cultura de orz. Deși e luna aprilie, pământul este uscat, iar agricultorii spun că e unul dintre cei mai secetoși ani din ultima perioadă. Lipsa apei se vede și la cultura de orz. Încă din aprilie avem crăpături de un deget. Asta demonstrează cel mai clar lipsa apei din sol, care precipitații nu sunt. Toate culturile se chinuie să extragă apă de unde pot, din rouă, din ce se mai poate, că ploi nu sunt. Iar cel mai mult are de suferit grâul, fiind cel mai dependent de precipitații. Se vede o zonă unde este mai înaltă, acolo se vede o culoare mai deschisă, se vede mai exact lipsa apei, iar în spatele nostru avem o zonă mai joasă în care apa este reținută mai bine de către sol. Dacă nu vine apă, se preconizează un an foarte rău. În comparație cu alte regiuni ale României, partea de vest are mai puțin de suferit. Însă, comparativ cu anul 2021, în actualul an agricol, producțiile la cereale și floarea soarelui nu vor mai fi aceleași. Rezerva de apă din sol este scăzută. Nu știm ce se va întâmpla sau dacă se va adeveri prognoza de precipitații pe anul 2022. Din câte am înțeles, în iunie, iulie vor fi ceva ploi. Deci, pentru culturile de primăvară s-ar putea să nu fie chiar așa de drastic, dar totuși fermierii prevăd o scădere a producției față de anul trecut. Mai ales pe luna aprilie, de sfârșitul martie-aprilie, foarte, foarte puține ploi. Acum zilele trecute toți ne bucuram că plouă, dar din păcate media undeva la 6-10 litri pe metru pătrat. Altfel spus, în lipsa unui sistem de irigații modern, ca în Occident, agricultorii din România stau la mâna vremii și speră să urmeze zile cu ploaie, astfel încât culturile de cereale și floarea soarelui să fie cât mai generoase. Despre desecare și irigații a vorbit săptămâna trecută la Timișoara ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu. Oficialul s-a întâlnit cu fermierii din regiunea de vest la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, care i-au transmis că cele mai mari provocări le-au tocmai la desecarea terenurilor și la combaterea secetei. Soluția ar exista, spune ministrul, cum ar fi implementarea de sisteme de irigații în fiecare fermă în parte. Am modificat legea îmbunătăților funciare, legea 138, și am extins perioada de implementare a Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii de Irigații până în 2027. Am majorat plafonul alocat de la 1,1 miliarde de euro la 1,5 miliarde de euro și am suplimentat această sumă special pentru zona de desecare, pentru că vestul țării, zona Banatului, în principal, are această problemă. Există documentații tehnice, doar
trebuia să avem această abordare la nivel de instituție, să putem să demarăm lucrările de investiții. Odată ce apare promulgată în monitor oficial legea, noi suntem pregătiți cu documentațiile să le adoptăm în Comitetul Tehnico-Economic la nivelul Ministerului Agriculturii și să începem treaba. Evident că este importantă și cealaltă parte de irigații. Și aici avem de asemenea o soluție introdusă în noua modificare legislativă, anume aceea de a înființa fermierii sisteme locale de irigații la nivelul fermei lor. În felul acesta avem abordarea strategică pe infrastructura principală de irigații, avem abordarea pentru infrastructura secundară care se finanțează prin organizațiile utilizatorilor de apă, acele OUI-uri despre care evident dumneavoastră cunoașteți foarte bine, și iată această a treia abordare complementară a sistemelor locale de irigații. Nu întâmplător, în bugetul pe exercițiu financiar viitor de finanțare din fonduri europene, am pus 400 de milioane de euro pentru infrastructura secundară și 100 de milioane de euro alocați infrastructurii locale, adică acestor sisteme locale individuale de irigații. Un pod peste Bega Veche este singura piedică pentru finalizarea drumului județean ce leagă localitățile Dudeștii Noi și Săcălaz. Artera ar face parte din certura alternativă a Timișoarei și ar scurta semnificativ traseul șoferilor. Șoseaua este deja asfaltată, dar stă închisă din cauza podului. Consiliul Județean Timiș, care administrează drumul, a alocat anul acesta 3 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor și transmite că acest lucru se va întâmpla la toamnă. Drumul care ar trebui să lege Dudeștii Noi de Săcălaz se oprește aici, în apropierea râului Bega Veche. Antreprenorul trebuie să construiască un pod care va avea aproximativ 35 de metri lungime, însă momentan se văd doar pilonii acestuia. Este vorba de o șosea de aproximativ 5 km între drumul național 6 și Săcălaz, care i-ar ajuta pe șoferii ce vin dinspre Sân Nicolae Mare să ajungă în sudul Timișoarei fără a străbate orașul, iar pentru alții tranzitul către Vama Jimbolea ar fi mult mai ușor. Lipsește podul însă de ceva timp așteptat și de localnicii din Dudeștii Noi. E o scurtătură importantă, trebuia să fie dat de mult drumul, dar cu podul ăla nu știu, cam greu. Da, pentru un pod. Da, da. Normal că ăla trebuia început. Și după aia să facă șoseaua. Dar e bine și așa. E un lucru bun, e bine venit. Într-adevăr, sunt de pe timpul lui Ceaușescu nu s-a făcut niciun fel de proiect și nici și era benefic de atunci, ocolind atâta amar de drum prin Timișoara. E foarte bine venit. Ăla, da, ar fi util. Ați ajunge mult mai ușor în sudul Timișoarei, în zona care... Nu neapărat, dar și către partea de băi. Către băile termale. Dacă proiectul ar fi fost gândit cum ar fi trebuit înainte de începerea șantierului, șoferii s-ar fi putut bucura deja de utilitatea drumului. Acel pod, nu știu de ce nu a fost inclus inițial în proiect, aia e una dintre marile probleme acestui proiect. S-au început lucrurile inclusiv la acel pod, dar datorită și shortage-ului de materiale care este acum și prețurile care au crescut, s-a întârziat un pic, dar din câte am întrebat și echipa tehnică din cadrul Consiliului Județean și pe cei și constructorul, eu cred că cel târziu în toamnă se va da drumul. Este singura bucată, porțiune care nu ne lasă să dăm drumul la legătura dintre Dudești și Săcălaz. 3 milioane de lei au fost alocate din bugetul CJ Timiș în 2022 pentru construirea podului peste râul Bega Veche, despre care autoritățile județene spun că va fi finalizat cel târziu în toamna acestui an. Va avea o lungime de aproximativ 35 de metri și o lățime de 11 metri și jumătate, inclusiv trotoare pe ambele sensuri. Șoseaua Dudeștii Noi Săcălaz face parte din centura alternativă a Timișoarei, prevăzută prin localitățile învecinate. Nodul hidrotehnic de la Sân Mihaiu Român a fost redeschis circulației navale. După mai bine de jumătate de secol, se poate relua transportul pe apă pe canalul Bega pe toată lungimea lui de pe teritoriul României până la granița cu Serbia. Nu se poate ajunge încă în țara vecină pentru că nu a fost construit încă un punct de trecere a frontierei. Totuși, autoritățile sârbe au anunțat că au finalizat pista de biciclete de pe malul apei până la granița cu țara noastră, așa că un punct de frontieră este acum mai mult decât necesar. Consiliul Județean Timiș a alocat bani în bugetul de anul acesta pentru începerea construirii unui punct de trecere a frontierei, atât naval cât și pietonal. Astfel, în aproximativ un an și jumătate, timișenii vor putea ajunge în Serbia pe apă sau cu bicicleta. <fie->
Deși lucrările au întârziat din cauza pandemiei de coronavirus, suntem cu un pas mai aproape de reluarea turismului navigabil pe Bega înspre vecinii sârbi prin nodul hidrotehnic de la Sân Mihai Român. Mai lipsește un punct de trecere a frontierei, însă autoritățile promit că se va construi și acesta. Avem deja semnat un memorandum cu partea sârbă. Partea de construire a punctului de trecere a frontierei nu face parte din proiectul de față. Consiliul Județean deja a alocat banii în bugetul de anul acesta pentru execuția, ceea ce ține de partea românească a punctului de trecere a frontierei. Partea sârbă trebuie să facă în oglindă aceeași chestiune. Ecluza de la Sân Mihai Român a fost una dintre cele mai importante căi de acces a mărfurilor în țară. De mai bine de 50 de ani, pe acolo nu a mai trecut niciun vapor. Deocamdată nodul hidrotehnic va fi dedicat exclusiv turismului, dar se ia în calcul și schimbul de mărfuri. În următoarea perioadă va fi folosit, canalul va fi folosit pentru turism. Până se va înțelege, într-adevăr, toate părțile vor înțelege că este posibil și tip de transport de alimente și de mărfuri și de alte materiale. Acest lucru va fi posibil doar după deschiderea punctului de trecere a frontierei. Proiectul are o valoare totală de peste 13 milioane de euro, iar pentru construirea punctului de trecere a frontierei, Consiliul Județean Timiș va investi aproximativ 600.000 de euro. Timișoara este împânzită de șantiere. Se lucrează la modernizarea infrastructurii rutiere, dar și la cea pentru transportul în comun, alternativ sau pietonal. În zona Solventul se fac primele operațiuni, pe Cetății și Bogdăneștilor se instalează noile linii de tramvai, iar pe calea Stan-Vidrighin au fost deja scoase vechile șine și au fost instituite restricții. Din păcate, fără o centură de ocolire completă a Timișoarei, autoritățile locale au fost nevoite să găsească rute alternative pentru mari transportatori. Timp de 7 luni se va circula așa. Lucrările au început pe calea Stan-Vidrighin. Șantierul a fost semnalizat corespunzător, iar muncitorii intervin cu utilajele pe centrul arterei, de unde au fost scoase liniile de tramvai. Reprezentanții primăriei Timișoara au anunțat restricții masive, iar timp de 7 luni, ruta dinspre strada Aurel Podeanu spre sensul giratoriu din calea Buzeșului va fi închisă. Se va circula pe cealaltă parte, pe câte o bandă în dublu sens. Cum vi se pare traficul pe calea Stan-Vidrighin prima zi de șantier? Încă n-am ajuns să străbat toată calea Stan-Vidrighin. Până acum unde am fost a fost ok, nu știu de acum încolo ce va fi. Având în vedere că acum este vacanță, e ok. Când vor începe și copiii, școlile și facultățile, nu știu în ce măsură va fi în regulă, că e o șosea destul de tranzitată. Ținând cont că nu sunt atâtea tiruri, nu circulă mașini, utilajele grele, se circulă destul de bine. Căutăm alte variante, dacă e mai aglomerat și merem înainte, ne bucurăm că se face. Acum ritmul... E o problemă, se știe, dar sperăm la bine. Mi s-a părut aiurea pentru că, sincer, mi se pare complicat și nu-i semnalizat bine. Marii transportatori sunt cei mai afectați. Camioanele care merg spre Vama Moravița au la dispoziție 3 rute alternative. Una dintre ele este prin Topolovățu Mare, Buziaș, Sacoșul Turcesc, Jebel și apoi pe DN59 spre Moravița. O altă rută este pe DN6 prin Reca și Remetea Mare, apoi pe centura Timișoara Nord spre Grigore Alexandrescu, Săcălaș și Deta. Pentru cei care se îndreaptă spre Vama Jimbolea, ruta alternativă începe tot de la Topolovățu Mare, pe DN6 prin Reca și Remetea Mare, apoi pe centura de nord a Timișoarei, strada Grigore Alexandrescu, Săcălaș și Jimbolea. Traseul este asemănător și pentru cei care vin dinspre Orțișoara. Transportatorii care se îndreaptă spre zona industrială din sudul Timișoarei vor trebui să coboare de pe autostradă tot la Topolovățu Mare, apoi să o ia prin Buziaș, Moșnița Nouă și Bulevardul Liviu Rebreanu, iar cei care vin dinspre Orțișoara trebuie să se îndrepte spre centura de nord a Timișoarei, apoi să treacă prin Remetea Mare și Reca spre Topolovățu Mare, Buziaș, iar mai apoi prin Timișoara pe calea Buziașului, respectiv pe Bulevardul Liviu Rebreanu. Șantierul pe calea Stan-Vidrighin ar urma să dureze 30 de luni conform proiectului, adică până în luna octombrie anului 2024. La finalul lucrărilor va fi reabilitată linia de tramvai pe o porțiune de 1,8 km și va fi modernizată întreaga arteră. Vor apărea inclusiv spații verzi și piste pentru biciclete. Lucrarea costă aproximativ 81,5 milioane de lei, cu tot cu TVA. Patronii barurilor, cafenelelor sau restaurantelor vor avea noi reguli după care își vor amenaja terasele. Administrația Timișoarei propune un nou regulament care stabilește cum pot fi amplasate mesele și scaunele. De exemplu, pe strada Alba Iulia sunt interzise umbrelele, iar pe malul canalului Bega va fi permis doar mobilierul de tip Beer Garden. Reglementările noi impun și folosirea unei anumite palete de culori pentru mese, scaune și umbrele, dar și distanța dintre fațadele clădirilor și terase.
Pe strada Alba Iulia și pe Florimund Mărsii, terasele pot fi amplasate de-a lungul fațadelor, în așa fel încât să existe 2 metri pentru accesul autospecialelor de intervenție. Pe aceste două alei nu se vor putea folosi umbrelele. În Piața Libertății, între terase și clădiri, trebuie să rămână 2 metri pentru pietoni. Mesele și scaunele nu pot fi puse pe zona marcată a fostelor băi turcești și a fântânii. Pe malurile canalului Bega, terasele pot fi amplasate doar în proximitatea punctului de lucru și fără să afecteze culoarul pietonal sau velo. Va fi permis mobilierul de tip beer garden. Acolo unde vor fi permise, umbrelele sau copertinele vor putea fi doar de culoare bej sau crem și nu vor putea avea inscripții. Vor fi permise jardinierele doar în colțurile teraselor. Mobilierul va fi doar din metal sau lemn, va fi în concordanță cu arhitectura frontului stradal și nu vor fi permise culori stridente sau combinații de culori contrastante, cum ar fi alb-negru. Doar pe scaune și pe mese vor putea fi puse inscripții cu numele comerciantului. Singurele tipuri de mobilier permise vor fi scaune, mese, încălzitoare și pupitre de prezentare a meniurilor. În afara zonei istorice, umbrelele și copertinele vor fi negre, albe sau gri și vor putea avea reclame pe părțile laterale, de mări mici și în culori monocromatice. Mesele și scaunele vor fi din lemn, ratan, metal sau propilene, nefiind permise alte tipuri de plastic. Terasele din zonele Piața Unirii, Piața Victoriei, Complexul Studențesc vor fi deschise până la miezul nopții de duminică până joi și până la ora 1 în zilele de vineri și sâmbătă. Pentru celelalte zone din oraș, terasele vor putea funcționa zilnic până la ora 22. Concertele de muzică live punctuale vor necesita un aviz din partea Comisiei pentru Adunări Publice. Doar terasele amplasate în curțile din interiorul imobilelor vor putea avea muzică live oricând, însă cu acordul scris al locatarilor. Bicicliștii timișoreni își pot lăsa vehiculul pe două roți într-o parcare modernă aflată chiar lângă clădirea Palatului Administrativ. Aici li se permite utilizatorilor să depoziteze bicicletele într-un rastel supraetajat în condiții de siguranță crescută. Tot în aceeași locație se pot lăsa și trotinetele, iar cele electrice se pot încărca gratuit. Lângă clădirea prefecturii Timiș a fost amplasată prima parcare de biciclete din Timișoara ce funcționează ca în Olanda. Locația face parte din strategia Velo Timiș a Consiliului Județean, care încurajează pe oameni să aleagă cât pot de des transportul nepoluant. Oricine poate veni aici să își parcheze în mod gratuit bicicleta. Odată ajuns în interior, vehiculul pe două roți se poate depozita chiar aici în acest rastel care este supraetajat. Astfel de parcări de biciclete mai sunt folosite în orașe ca Amsterdam, Barcelona, Rotterdam sau Salzburg. În noua parcare de la Consiliul Județean, bicicliștii pot să-și umfle roțile folosind sistemul Velopump Air, iar posesorii de trotinete electrice își pot încărca gratuit vehiculele. Se pot parca 20 de biciclete. În clipa de față sunt 18 locuri fixe, dar se mai sunt deja încă două biciclete parcate. Sunt 20 de biciclete care se pot parca în parcare respectivă. Sunt prinse pentru încărcarea bicicletelor sau trotinetelor electrice, este monitorizată, se înregistrează după cele 3 camere. Pe viitor așteptăm feedback cu comunitățile să vedem ce putem îmbunătăți la ea. Am pus-o acolo temporar pentru că vrem să fie vizibilă și va fi lansată în momentul în care va începe amenajarea spațiului verde din jurul Consiliului Județean. Bicicliștii care trec pe lângă prefectura Timiș sau au treabă în acea zonă sunt încântați de ideea parcării pentru vehiculele pe două roți. În primul rând că este spațioasă, în al doilea rând este ușor accesibilă, în al treilea rând oferă siguranță. Pentru că, deși au mai scăzut furturile de biciclete, totuși încă există fenomenul ăsta. Mă bucur că s-a amplasat așa ceva. Cred că bicicleta mea va fi în siguranță dacă parchez aici. Bine ar fi să fie ca pe vremea lui Vlad Țepeș, să-ți o lași oriunde vrei tu, fără să-ți mai pui încuietoare. Întreaga investiție a primei parcări moderne de biciclete din Timișoara se ridică la suma de 10.000 de lei. Autoritățile județene spun că urmează să mai amplaseze în acest an încă două asemenea parcări în diferite zone ale orașului. Începe o nouă ediție a Color the Village. Voluntarii care vor să ajute să reînvie un sat bănățean se pot înscrie deja. În vară, echipele vor merge la Fărășești, în județul Timiș, și vor încerca să restaureze 30 de fațade a caselor vechi din localitate. Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să pună în valoare arhitectura tipică din zona noastră.
În Fărășești, stat din Banatul Montan, timp de 3 zile, voluntarii vor lucra împreună pentru a renova 30 de fațade de case. Vor trata lemnul, vor zugrăvi și vor vopsi pentru a reda frumusețea de odinioară a gospodăriilor bănățene. Voluntarii vor participa la una sau mai multe zile de eveniment, iar experiența în construcții nu este obligatorie, deoarece pentru fiecare casă vor fi organizate echipe sub coordonarea unui voluntar cu experiență. În acest an, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș sprijină Asociația Acasă în Banat în organizarea evenimentului prin diferite activități comune care vor îmbogăți experiența voluntarilor la Color the Village. Astfel, pe termen mediu și lung, se va aduce un plus de promovare turistică a zonei, iar tot mai mulți turiști vor fi tentați să descopere această regiune unică a județului Timiș. Localitatea Fărășești din comuna Pietroasa este una dintre cele mai pitorești sate din județ. Se remarcă prin numărul mare de case bătrânești care s-au păstrat, multe dintre ele construite din lemn, cu arhitectură specifică zonei etnografice Făget, cu fațade frumos ornate, cruci din lemn, o moară de apă și diverse construcții din piatră, cu un farmec greu de găsit în alte sate din Timiș. Color the Village se află la a 4-a ediție și an de an are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Edițiile precedente au avut loc la Ilidia, Racovița și Eftimie Murgu. Evenimentul va avea loc în perioada 9-11 iunie, iar perioada de înscriere pentru voluntari este 27 aprilie-31 mai. Raportul din această săptămână a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Teleuniversitatea. O seară excelentă tuturor. La revedere!